Salut prieteni, sunt Claudiu G de la delazero.biz și astăzi vom învăța cum se pune un gravatar pe site-ul nostru, pe blog sau atunci când comentăm, să avem și noi o imagine frumoasă. Vedeți că Mihaela are acel semn, dar e un semn ciudat și vrem să schimbăm cu o imagine. Pentru aceasta intrăm pe gravatar.com. Apoi trebuie să introducem o adresă de e-mail aici în această căsuță și să apăsăm pe Get Your Gravatar. După ce am făcut aceasta, trebuie să mergem imediat la căsuța de e-mail unde am introdus și să confirmăm că Gravatar trebuie să ia această adresă de e-mail. Bun, acum o să-mi scriu aici o adresă care poate să fie o adresă de e-mail personală sau o adresă de site. După ce mi-am scris această adresă, apăs pe Get Your Gravatar și mă trimite la această pagină, unde îmi spune că dacă am deja cont la WordPress.com, pot să mă loghez cu acest cont, iar dacă nu, trebuie să-mi fac unul gratuit. Deci acum Gravatar este legat de WordPress.com și nu se poate face un Gravatar decât prin ei. Dacă apăs pe Sign Up for Free ca să-mi fac un cont la WordPress.com, mă trimite la această pagină, mi-au verificat adresa de e-mail, au văzut că e în regulă, îmi scriu acolo parola și apoi mă loghez. Dar eu, pentru că deja am un cont la WordPress.com, o să mă loghez cu WordPress.com. Apăs pe Sign in with WordPress.com, îmi scriu aici datele, parola, apoi apăs pe Sign in și iată, sunt în panoul de control de la Gravatar. Și vedeți aici, eu mi-am introdus adresa de e-mail de la site-ul meu, scrie în paranteză că e adresa primară. Dacă vreau să mai adaug un alt e-mail, pot să o fac de aici, dau click pe el, apoi introduc adresa de e-mail, am să introduc o adresă de e-mail personală, apoi adaugă, e-mailul a fost trimis. Mă duc în Gmail și confirm de primire. Am apăsat pe linkul pe care mi l-au trimis și iată cum a fost introdusă și cea de-a doua adresă de e-mail. Acum o să o selectez, să vă arăt ce se poate face cu ea. Se poate adăuga o nouă imagine de la Add New Image. Dacă vrem să adăugăm o altă imagine, apăsăm acolo și putem să luăm una de pe unitatea calculatorului, una de pe internet sau una care deja am descărcat-o pe Gravatar. O să merg acum să bag o imagine de pe internet. Apăs, apoi trebuie să introduc URL-ul. Și cum nu știu URL-ul, trebuie să-mi aleg o imagine. O să merg acum pe Google Images. O să caut câini, de exemplu. O să aleg această imagine. Am copiat, vedeți, URL-ul sus aici. L-am copiat și îl introduc acum aici, apoi apăs pe următor. Vedeți că aici mai apar mai multe imagini, o aleg pe cea pe care o vreau, am dat click pe ea și acum pot să potrivesc, să o încadrez mai bine. Vedeți, dacă mișc acest cursor, pot să o bag mai la dreapta sau mai la stânga, o să o centrez acum cât mai bine, să arate cât mai bine. Vedeți, în partea de jos arată preview mai mare și în partea de sus mai mic. O decupez și trebuie să-i dau G-rated sau PG ca să apară pe toate site-urile. Deci nu este o imagine obscenă. Și acum bifez pe adresa de e-mail pe care o vreau și iată cum mi-a schimbat. Vedeți, mi-a pus câinele acolo în loc de fața mea. Acum, dacă avem o imagine în plus sau o imagine care nu ne place, o putem șterge de la acest X roșu, am clicat pe el și acum îi dau OK și mi-o va șterge. Dacă vrem să mai adăugăm o nouă imagine, o putem face de acolo și la această adresă putem să-i punem altă imagine. Din nou, cele trei opțiuni, o să mă întorc înapoi. Acum, dacă vreau să șterg această adresă, pot să o fac de aici. Dacă vreau să o fac primară, pot să o fac de aici, Make Primary, și o să apăs pe să o fac primară această adresă de e-mail personală. Vedeți că în colțul din dreapta sus mi-a apărut poza câinelui. O să meditez profilul de aici, pot să-mi pun numele afișat, numele și prenumele, dacă vreau să-mi apară pentru imagini. Pot să mai adaug o imagine nouă. La informații de contact pot să-mi bag informațiile de e-mail. Asta în cazul în care am un site sau un blog sau o afaceri pe internet. Vreau să fiu ușor de găsit, îmi pun e-mailul sau pot să-mi pun Skype sau telefonul de la muncă, de la birou. De aici, de la servicii verificate, pot să-mi bag profilul de Facebook, Twitter, WordPress și YouTube, ca să fiu cât mai ușor de găsit. De la My Links pot să-mi bag link către site-ul meu și să-i dau și un titlu. La fundal personalizat pot să schimb de aici culoarea, dau click în acel chenar și pot să o fac pe roșu, ori pe albastru, ori pe verde.
și după ce sunt mulțumit cu culoarea pe care am ales-o pentru fundal, dau click pe salvează fundalul. Acum mă întorc înapoi la MyGravatars, o să fac din nou adresa de e-mail a site-ului, o să fac primară, apăs pe Make Primary și acum sunt în regulă. Am arătat cam toate opțiunile, dacă vreau să mai adaug un new e-mail o pot face foarte ușor de acolo, adaugă, din nou trebuie să confirm și să mi-l bage. Dacă nu îl confirmați imediat o să vă expire foarte repede acel link, așa că vă sfătuiesc să o faceți cât mai repede. Bun, cam atât a fost de spus despre Gravatar. O să vă mai uitați de dumneavoastră și o să vă jucați cu opțiunile de acolo. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți. Vă aștept cu drag pe site-ul meu de la 0.biz. Sunt Claudiu G. La revedere!